Salutare, pompăitul, și bine v-am găsit la un episod. Așteptam să fac episod? Nu v-am așteptat. Uite, astăzi m-am gândit să vă arăt așa un episod de viața lui Fofi. Așa că, fofăiților, vreau ca toți acum putere să apăsați butonul de like, subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal și să-i scrieți lui Fofi un comentariu de susținere în rubrica de comentarii. Că dacă nu scrieți comentarii, Fofi nu mai filmează faine. Da, uite, decizie luată la nervi, că am nervi, chiar am nervi. De ce am nervi? O să vedeți acum de ce am nervi. Să înceapă episodul. Ta-da! Episodul. Să bem o cafeluță frumos dimineața, așa, tată. Neața, Fofi. Te pup, fratele meleu. Ce faci, frățiorul? Păi să uite, bem o cafeluță împreună? La cafeluț. Hai afară, o țigare, vină. Mamă, dacă mă vede sormea Ismaela că fumez, mă bate. Dacă mă părăști, te părăsc eu. Nu te părăsc, n-am de ce. Uite, furiuța lui tata, frumușica mea. Am pus-o sub copac, băi. Și de ce? Mi-a venit să sus de acolo un stol de la de rândunele, o cirea de aia de perscăruși. Și s-a căcat pe aia, mi-a făcut-o pateu. Să mor eu dacă te vin ce aici, de bun. Auzi? Ia fii atent. Ce? M-am gândit la o chestie așa. La ce? Fii atent. A, tu mai și gândești? Nu. Eu sunt prost așa de fel, dar câteodată mai vine o inspirație de asta. Fii atent. Ce? Ce dracu mai ții cazanul ăsta? Ce cazan, bă? Furia? Asta, da. Hai, nebunit? Băi, mă, ce dracu? Ăsta-i aur, tată. Muzeu! Și că operele de artă cazanul ăsta? Muzeu. Da, asta stă aici, la mine, curte. Mă rog, la sorbea în curte că... La noi în curte. La voi! La noi! Nu, la ei. Noi, că și tu faci parte. Și eu, da. Bă, frumoasă familie. Îți place? Da. Ce țigări conduci? Ce țigări conduc? Da. Porsche, Ferrari este. Aoleu! Mm-hmm. Eu fumez astea, viceroi. Pe vremea lui Pasman de Chior. Da, te cred. Ce ai mai făcut? Bă, ce dracu? La, bă, înțelegi, la zi. Sex, faci și tu sex? Logic. Îți dă Daniela cu porții aici, de bun? De 4 ori pe an, cât e sărbătoare mare. Care, de 4 ori pe săptămână? Bă, mă gândesc să turez furia. Da? Mamă, am niște planuri pentru ea, oricum arată bine și așa aici, de bun. Hai da. Să vindem. Ce, bă, furia? Da. Deci peste cadavrul meu. Nu se poate. Hai nu? Să vindem. Ce, mă, miște. Cum să vindem, mă, furia, ce ești de bun? Haide, mă, dă-o dracu-i cazan. Nu se poate. Mă, ascultă-mă ce spun, fii atent aici. Dă-o dracu pe asta. E cazan, hai dracu să vindem. Îți dau eu, frățicu, îți dau ce vrei tu. Îți dau bani, ți-ai altă mașină. Hai dracu să vindem. Eu, sincer să fiu, nu vreau să vând furia. Chiar vreau să o tunez. Să o tunezi? Da. Arată prea bine. Hai, mă, ce dracu, nu vezi ce genți are, dracu? Ce genți? Păi aia zic că n-are genți. Am fost păi la... e de tablă, mă, ești nebun, acum unde mai găsești? Mă, pișpele de genți. Uite-te, dracu, ce caroserie are pe aia. Uite-te geamuri pe aia, zici că polistiren pus aici. Și uite-te oglinzi, ce dracu oglinda asta, mă, trăiți arție. Fii atent aici. Ce vrei să le pun placajul OSB? Ce vrei să pun? Bă, uite-te la farul ăsta din față, mă, trăiți arție, că sunt vai de ce morților. Ăștia luminează doar în jos, să înțeleg, nu? Ce, mă? Da. Uite grilaj în față. Ce trecu radiatorul ăsta? Pișeam mai și pe el să mă piși. Bă, e primul model, bă. Ce trecu cu tot aici? Aceea, bă. Ce trecu cu cu aici? Ți-ai pus polistiren la geamuri? Da. Ți-ai pus de la plastic de la? Am rămas fără. Ai, mă, ce trecu două pizdai de mă, nu mai nici far semnalizări. Pula, stop, pula. Ce are? Și nu mai e nimic. Ia, uite-te în interior că vă dai ce interiorul. Ce trecu? Nu ce? Mai ai. Cum adică ce? Ce volanul ăla? Uite-te ăștia. Băi, Davide, că e o operă de artă, ești nebun la cap. Cu volanul ăla? Da. E o operă de artă. Ce vrei să vând furia, ești nebun? Da. Azi furia, mâine viața, ești nebun. Nu merge. Hai mă, n-auzi. Ce vă place vouă turtitele astea, mă, mașinile astea turtite așa? Băi, nu-s turtite, mă, ce dracu, sunt de gală, de fiță. Da, asta pe lângă căcatul ăsta de... mașină, că acum am ce să zic, acum să fim serioși, mașină din 1999 când s-a sculat tata din morți. A? Da.
Băi, cu asta s-a plimbat și Neanicu, să știi. Care Neanicu? Neanicu Piticu. Ha, da, da. Aluceașcă, păi, știi? Se vede, dracu, că e... Nu o văd, bă, ce ești de bun. Și ce mașină bă... să-mi iau, dracu, în locul ei. Dar nici nu vreau să mă gândesc, că nu vând furia. O tunez? Știi pe unul care vinde chestiile astea de tuning să o facem acasă sau o tunez eu la o, cineva profi? Avem. Știu, da, băieți, dar nu mai, bă, hai mă, bă, tai, te rog eu frumos, hai să o vine, dracu, dă urât aici, uite-te cât acasă avem și uite ce mașină nu, ținem. Nu, bă, dar nu, eu nu, nu vreau, că e sentimental, cu asta am făcut primul jaf, dacă vrei să tu știi. Tu ai dat jafuri, mă? Da, eu cu asta. Cu cazanul ăsta? Da. Și mai mult de 50 a mers? A mers, ce crezi, i-am dat 68 la vale jos, ce drept, da, da. Doamne, mă închin cu stânga. Merge, merge, ești de bun. Eu cu asta am dat primul jaf și plănuiesc când ia să mă dezverginez cu Daniela, da mea, știi? Cine trebuie să urcă mașina asta, mă, decât aerul și praf, atât se urcă mașina asta. A, da, și eu. Adică ce, ești aer? Nu. A. Nu, n-am zis praf, asta. Da. Nu, nici asta n-am zis. Bine. Bine, ești praf pe... Dar nu s-a mai trezit nimeni acasă? Nu, no. Păi e dimineață. Păi văd că e dimineață. Te-am auzit că te-ai forforit, ți-ai pe sus pe acolo. Bă, pe nu prea am putut să dormești, de bun. De ce? Nu, nu. Păi? Păi am avut vârcolaș de aia. Am visat Jäger. Ai metin, visat urât? Da, metin 2, de la 3. Când ți-am zis să nu te mai uiți la filme, să te mai joci jocuri pe calculator. Da, m-am visat urât, ești de bun. Oricum, de câteva zile visez urât. Da, mă rog, mai vai de morții mașina pe scurt. Nu mai zic nimic, iartă-mă că zic, dar e vai de capul ei. Băi, dar... N-ai nici încălzire în scaune, nici în oglinzi. Păi, pe scurt... am când pun frână tare și cum iese din roți, încălzeală. Nu, asta e important, fii atent. Hai că am eu pe cineva, hai la târg. Ce să facem? Hai la târg. La târg, hai cu mașina. Hai că o vindem, hai că am eu pe cineva. Băi, ascultă-mă, hai. Davide. Băi, ascultă-mă ce zic. Am sentimente, Davide, ce ai? Eu te înțeleg, dar dacă îți dau altă, te ia și mai repede. Hai să o vindem, hai la târg. Nu vreau, nu. Mă, ascultă-mă, ascultă-mă ce zic. Nimic nu mă poate face să vând furia, să știi. E, nu, fii atent. Nu te face nimic, nu? Nu te face nimic. Nimic. Bun. Fii atent. Dacă tu tot zici că nu te face nimic. Da. Ți-o dă pe Daniel o noapte, vrei? Ce ai zis? Ți-o dă pe Daniel o noapte. N-am văzut eu bine ce ai zis tu? Nu cred. Mai zi o dată că n-am văzut bine. Ți-o dau pe Daniel la noapte dacă vindem căcatul ăsta de mașină. Bă, mă, sunt între ciocan și nicovală. Sună bine, tentant, sună prea frumos, sună periculos. Dar mi-o dai sigur? Ți-o dau. Ascultă-mă ce spun, dacă vinzi căcatul ăsta de mașină, eu ți-o dau. Haolo. Lasă-mă să mă gândesc, bine? Bine. Gata, m-am gândit. O vând. Da. Da? Da. Hai, sună, sună prietenul să vândă târgu și hai. Dar mi-o dai pe Daniela? Când ți-o zic, eu sunt om de cuvânt. O tură? Hai două, că e furia mai șmecher așa. Bine, hai două, dar o vinzi. O dau, dau. Bine. Da, pot să-mi iau altă furie. Altă Dacie? Da. No. Trabant? Nu. Dacie 1300? De aceleași lucruri ca... Brec? Solența? Brec? Broscuță? Nu. Olsit, măcar, Lada? Da, mergi tu ce mai bun, adevărat. Daniela, știi că aș face orice. Hai că o vând. Bine. Hai, furio. Să pui centura, băi. Eu o pun. Da, dă-i chei. Stai că nu m-a... Stai că trebuie să leg firile astea aici. Dă-i, dă-i. Vezi acolo în stânga la... contoara acolo, cu întreaga da, de parol. Da, 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 ia cu ea. Ia, dă-i, bagă cheia. A? Bagă eu. Dar nu prea vrea. Cum nu merge, mă, să bagi cheia? Stai, mă, nene, deschide capota aia. Au, uite, bă, s-a stricat furia înainte să o vând. Deschide capota. Gata.
Mamă! Davidei! Băi, adu repede și mici și ceafă să facem aceea la grătar. S-a supărat, băi, nene, uite, na. Mici și ceafă? Păi s-a supărat furia că a aflat că vreau să o vând. Nu vin de tata, nu vin de tata. Nu vin de tata, Te spui sentimentul într-o mașină, tu vorbești serios? Băi, taci din gură că eu câteodată, ca să pornească, trebuie să o țin de vorbă, taci din gură. Ia, vorbește și cu ea. Hai tata, hai cu tata. Hai, băi, nebunit. Hai cu tata, că nu se întâmplă nimic, ca totul va fi bine. Hai cu tata! A luat-o! Ce ți-am zis? Ce ți-am zis? Wow, iau ce de răvașă e! Wow, ușor! Stai să pun centură. Băi, dar nu... Mamă, dacă se prinde... Se prinde asta cu vând acum... Nu, nu vândem! Bă, să nu spui cuvântul că... Nu-i adragi. Nu, mergi la trânda. Da? Bine. Pune pe Waze la tine, că eu am de la cu butoane telefonul BlackBerry. Hai că spune aici pe telefon, da? Pune-l și pune-l în suport acolo. Bine. Auzi? Hă? Da. Dacă tot mergi să ne uit, să... Să nu mai zici, să vindem că... Nu vindem, dar... cumpărăm. Da, să mergem să cumpărăm, da. Ce ți-ai dori așa de la o nouă mașină? O nouă chestie. Păi să aibă faruri. Bă, ușor, mă, nebunule. E ca asta, merge sigură. Așa. E ca astea, făcute draci acum noi. Mezba, sau cum le zice, Tesla. Tesla. Așa, Tesla. Da, atât? Păi nu ți-ai dorește un stop, o nu, lunetă? Nu, păi vreau stopuri, să aibă geamuri. Încălzire în scaune, în oglinza, bez, nu, SP. Nu, mă, mie nu trebuie de alea. De ce? Că de eu ce? Am legat o țeavă de pe perena asta de la motor și când o ture în stare rău de tot, bate aici, sub picioare. Aolo. Da, târgul ăsta e târg de la de mașini ca autrovit? Da, da, e... Da? Forță, e forță. Și câți bani cerem pe ea? Bă, e scumpă mașina, e peste de muzeu. Da. Cerem un milion. Un milion de euro? Da. E să puțin? Moară. Da, e, da, este puțin. Dacă îți dă cineva un milion de euro, mă sinucid. Păi, are valoare sentimentală, măi. Da, și pentru la care o să o cumpere, o să o bage la fervec, o să aibă valoare sentimentală. Nu, fervec, mă, ce aici de bun, o să o pună la muzeu. Da, ăsta e târg de la ca de Crăciun, că e, văd că merge la periferie, unde ai pus-o aceea? Păi, târg în afară orașului, unde vrei să facem târg în oraș? Nu, e, aici astea-s de astea. E enorme de fiță, de... Da, ăștia da, sunt... Da, de la s-o fi trezitoare? Nu știu, nu cred. Ce tristă cred că e... De ce? Să trezește Danela oare fără mine între picioare. Îți dai seama că plânge? Da... Ai dat aseară la mingeacă? Da, băga la mingea în plasă. Băi, știi ce aș vrea eu? Mm. Aș vrea o mașină de-aia inteligentă să se aprindă singure farurile când vin lângă ea. Da. Adică vrei Mercedes? Ce vreau? Mercedes. Da la, na. Da. Iau că s-a necat jiglerii. S-a necat jiglerii, dar știi când scap acum, când îi dă focul la tare? Fai, știi cum o ia? A. Vai, leu. Păi și îi dai? Ce? Păi cum? Aoleu, viteză. A luat-o! Dă-i! I-am dat! Bă, tu-ți bagi joc de mine, bagă-mă viteză! I-am dat, bă, ce vrei, am 68! Ia că-i dau a 5 am! Cred că trebuia să mai bag niște motorină de-aia în rezervorul de rezervă. Ai rezervor de rezervă? Da, am 500 de hamster pe ea, aleargă toți pe roată. Cred că 500 de țărani, fie vorba între noi. Nu, bă, nu. Asta e mașina poporului. Da? Ce ține placajul pe ea, n-am nicio treabă. Da, observ. Dar dacă mă prinde ploaia, să udă cartonul, ești de bun să topește. Am probleme cu ea. Eu nu ies când plouă. Da, mă rog, e forță mașina asta, ce pot să zic. Dacă luăm 5 milioane pe ea, e bine. Cât?
5 milioane de euro? Un milion de euro, am zis. Ah, da, nu, dolari, că e mai puțin. Dolari, da. Ia, da, să vedem la Dedema data viitoare. Aici în stânga? Da, da. Păi? Păi ce? Păi de ce? Păi și, păi șa, păi să vedem la Dedema să cumpărăm și noi de ale casei pe acolo. Îi luăm lui bătrân o daia, o șurubeliță, o săpăligă, mai face pe curte pe acolo. Face pe dreacu să leacă, dar dacă vede și-o... Cazma de-aia, de-aia dacă îți vede. Băi, Davide. Dacă ai cazma de-aia în mână, se vede la te bate cu ea, că e al dracu moșu, crede-mă. Aolo. Bă, Davide, nu știu câte amintiri am eu cu mașina asta, dar pentru Daniel au mânt. Da, mă, n-auzi, târg, pe târg și dreacu. Păi da. Dar nu mai bine vrei tu să facem noi un târg mai bun? Nu mai mergem la târg și îți dau furia pe Danela. Nu, mergem la târg. Băi, ce dracu facem acum, mai schimbăm? Eu ți-am zis să facem așa, dacă vinzi mașina, ți-o dau pe Danela. Bă, Davide, dar eu cred că... Bă, oare lui Danela îi place de mine? Bă, sunt 100% sigur. Că nu. Sau că da? Da, e dreptate. Bă, ce faci? Cred că am rămas fără păcură. Ce făcum? Cred că am rămas fără păcură, Davide. Deschide capot. Deschide capota, Davide. Da, tot eu s-o deschid, că tu ce dracu faci? Păi eu lucrul aia, că nu o accept altă mână de ea. Stai că mă apuc eu aceea, trag de jig... Davide, trebuie să-i suflăm în jiglere. Vezi în spate acolo în părpagaj, scrie de părpagajul, că am, a curs ulei până asta aici. Am un părpagaj acolo, un ciocan și o sârmă, o bucată de sârmă, două încoa. Faoleu, mamă, o miroase astea. Ia dă-i, fii atent acum, că suflu eu în el, da? Așa, Davidei? Ah. Adu-te acolo sârma și cu ciocanul ăla. Hai că-i suflu un jiglel acum și o ia, da? Hai. Adu alea de acolo, băi. Sârmă, da, și ciocan, da? Bagă sârma aia, că... Ah, ce frige ăsta aici. Ia dai, ce dai, ce dai, repede. Hai, bă, dai, de acolo. Dă cu ce? Ia ciocanul. Ia, nu te dai cheia acum, băi. Nu te dai cheia, repede. Pau, ce miroase ăsta motorina aceea. Dă-i, stai. Dă-i acum. A luat-o? A luat-o. Ăla-i, mă. Gata, închide capota. Trage capota. Și porc bagajul. Să pui, ai pus să ne înapoi, da. Dă-i. Are asta. Furia neagră are niște secrete, numai eu le știu. Imaginez. Da, da. A fost și rezervor de rezervă. Păi dai, că te ghidezi de în față tare. Bine. Să pui centura, da? Da, da. Bă, cumva era momentul, fost și vânt. Bă, eu ce zic? Ai dat drumul la radio? La radio? Ai dat tu drumul la radio, da. Cât? Zii, ce fac aici? Stânga, dreapta, față, spate, înapoi? Stânga aici, stânga aici, stânga aici. Bă, ușor, băi, băi, ce faci, bă? Hai zi, stânga! Păi da, aici, de cu spatele. Stânga? Nu. A, e bine. Sigur? Băi, e bine cum ne-am băgat, băi. Mă, ce faci? Pe unde, bă? Întoarce aici, așa, dă-i de... Da, continuă, dublă linie, continuă. Așa și dă-i dreapta aici. Aceea? Da. Hai, ce uite, nu. Ce e ăsta, mă? Târg rustic? Târg? Deci că suntem la Zadic Prahova. Uite, capitalism is nu știu ce. Vezi? Da. Dă, ia uite pe aia în față. A, ăștia-s de-aia, vezi, de la capitală. Da. Cred că da. Avem porci, avem? Haideți la porci, băieții. Avem porci. Ce face ăsta să vinde pe el? Nu, să trăiți, domnul. Băi, taci, băi, cu tricoile tale, că la mine veni primul. Taci, dracu, cu porcul tău. Taci, dracu, din gură cu tricoile tale, din...
sunt nespălate de 3 luni. Mamă, ce unde m-ai adus, Davide, mâncați aici dracu, durat, mai tași da. Cu tricoaiele tale. Să trăiți, domnii, să trăiți. Salut, salut. Bă, mai tași cu tricoaiele tale. Davide, fermier caut pereche. Bun, bă, mai tași, bă, dracu, tricoaiele tale. Bă, Dace! Am aici un port de vânzare. Dace, de vânzare! Nu trebuie să fac așa? Are porcul ăla, tot început să... Bă, mai tași, băi, din port de vânzare? Da. A, Gucci, este... Gucci. Ce faci, domnule porc? Eu am avut porci. Gucci. Oricum, este blând. Este un marele alb, are 6 luni. Are ai vaccin... Sus, tată! Sus, tată! Eu uite, nu! Eu am fost vânzător de porci, băi. Da? Un an de să chinuie, să-l vândă, minge. Mai înainte. Păi 10 lei kilogramul. El pe 160 de kile. Cât? La 6 luni. În jur, cât să vină? Davide, dai și mie. Nu știu, tată. Nu știu, tată, vreo 16 facem, milioane fiatin. Cred că este. Facem așa, fiatin. Da, nu. Ia vino mai încoace, vorbim aici, da. Să nu ne audă la altă. Da, spuneți. Facem așa. Da. Vă dau o... Da? Pe ăsta. Vom fi ce zici. Ce? Eu zic că ai face. Ce dai? Ce? Să dăm furia pe porc. Bă, mă, du-te, dracu, văd furia pe porc. Ce furie? Bă, stai mă așa, mă, bă. Du-te, dracu, dai ce aici, văd furia. Două la 10 lei, două la 10 lei. Ce vizi aici, ale recule? Bă, da, du-te, băi, cu tricoaiele tale de aici. Da, șef. Domne, haideți că este carne bună. Ai ceva așa bulat pe pectoralii mei? Da, cum să nu... Să ne spălate 3 zile. Perfect. Să moară familia mea, dă-te mint. Și ai ceva mai mulat așa, Renicule, azi? Cum să nu, șefule? Bosule. Acolo sunt cu tine. Cam ce ai acolo? O pică perfect pe tine mâncat. Ce ai acolo? Ia, dă să văd și eu mâncați ești gurul tău pe aici. Am acolo Gucci... Aici doar tu mâncați ești gurița ta, ce faci? Uite. Ai și port aceea? Adică... Da. Și mai am și butelii dacă vrei. Butelii? Da, șefule. Wow, ce cadă mare asta. Da. Am avut o gagică când a venit prima oară la oraș și ce a zis? Când a făcut cadă, când a văzut cadă, a zice gârlă cu pereți. Proastă, rău, tort. Da. Ce, uite, șeful, bidon de la mare. Da, ai tuica acolo, ce ai? Apă, șefule. Și da, cumpără lumea aici de la ăștia. Bosule. Da. Pică perfect pe tine mâncat. Fii atent. Ce cum facem? Ia, dă să văd și eu mâncat. Da. Îmi dai porcul ăsta. Da. Pe... Așa. Jegula. Adică mașina e bună. Pe mașina? Da. Faci glume cu mine sau? E adevărat? De ce crezi că aș veni să te mint? Îmi dai porcul și îți dau mașina. Go, tot dumne s-a făcut. Mai sunt la discuții. Poate în palmă, da? Poate în palmă. Gata, șefu. Perfect. Gata. Oricum vreau să... Vedeți că are trei... Cred că 3 degete de grăsime. E bună la untură acolo. Jumări. Trisează cu mare. Vreau să vă mașina aia. Ah, am înțeles. Facem pariu, nu e problemă, facem, gata. Deci, mașina e bună, e... Merge să bagi porcinea sau alea. Cât cu data? Guți, vină data. Hai să vină cu aceea să furia, că e... Gata, șef. Băi, Davide, are ridicul ăsta acolo și că e mega, e bagi, ești de bun, are și butelii, are bidoane, dar are tricoaie. Cum e, șefule, îți place? Mamă, e frumoasă, e frumoasă. Fonfi, prezintă-i mașină. Mie-mi place. Vreau să cumpere? Mamă, Renicule, da. Ia bagă, deschide capota, se arăna Renic aici. Mamă, e frumoasă, nu? Că... Bate-n palma. A? Bate-n palma. Hai să-ți o prezint. Fii atent. Bateria aia e de aia de camion mare. Da, să nu zici, am folosit de două ori, am fost la gârlă, la botene acolo, am băgat firii pe ea, am dat jumătate de baltă cu de pești cu purțile în sus, ești nebun, e bună rău bateria. Nu are carburator, doi tipi, 49 cm, i-am dat 68 cel mai mult, dar am luat și 80 cu el la mașalier. Da, să nene că tot o iau, nu, da. Bate-n palma, o iau, nene. Voi vorbiți aici, voi ei? Da? O iau, nene, da. Băi, ăsta... Bate-n palma. Băi, eu chiar bate-n palma, nene, o iau, nu. Nenicule, da, nene. Nu prea e așa bună mașina asta, știi? Nu contează, nene, lasă cu ea. Scârție când plouă să udă cartonul ăsta pe ea. N-are nimic ca nene, o iau. Nu, o iau, bate-n palmă.
Nu ține mult păcura din ea. Voi vorbiți aici? Nu mă băgați în seamă că eu mă holbez aici, da? Ce faci? Mă holbez aici, voi vorbiți. Voi arate mașina la tur, exterior, interior, frumos. Am bătut palma, am bătut palma, o luăm. Nu e bună mașina. Asta câteodată pornește doar cu popa, să știi. Poți să-i dau ok? Poți să-i dai și două. Nu porni, are... furie, nu porni. Oooo. Vezi? La fel de cheie o ia. Ușor că te dădrămăm. Gata, prea... nene, nu mai. Gata, o iau, bate-n palmă. E pagubă mașina asta, nu-i bună? Nu mai, că o iau, o iau. O iei? Ia, da, o iau, nene, o iau. Cât dai, mă, pe ea? Păi, dau porcul. Ce? Așa m-am înțeles cu băiatul. Davide, ai dat furia pe porc? Da. E o afacere bună. Pe porc, Davide. Hai, guții, guții, guții. Dește-te la Danela. Păi, ce situație, mă, pui. Dau două butelii pe ea. Du-te, băi, de aici. Mă, te tace, zice și ăla. Du-te, băi, cu buteile tale și cu chiloții aia. Bă, dar nu vreau să... De ce ai bătut palma cu el? Că nu vreau să dau pe porc. Hai, mă, bă, Danela. O iau. Guții, guții, hai la tata, guții, guții, guții. Guții, guții, îl cheamă, guții, guții. Ăsta... Hai, guții, 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 guții. Ăsta e porc de la cu apucături de taur. Guții, 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 guții. Guții, 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 guții. O, ce să cacă sărat. Hai, guții, 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 guții. Bă, Davide, ai dat furia pe porc. Hai, hai, da, stai aici, stai aici, stai aici. Cum să dai, mă, Davide, furia pe porc? Ha? Păi, stai aici, tata, gata, stai aici. E afacere, nu-ți dă nimeni bani pe asta. Ce e motor are, mă? Asta? Este mare ale alb. Are 6 luni. Asta. Și câte viteze are? Automat sau manual? E manual. E tracțiune bălegoasă, văd. Bălegăroasă. Bălegăroasă. Da. Faulo, ia uite alea cu un șchip, un vrig. Bă, nene. Ce piftie fac din tine, vino cu-a. Ascultă-mă că... Vino cu-a. Guții, guții, tată, guții. Stai, mă, guții, bă, nu mă alerg așa. Guții. Stai, tată, stai. Stai, tată, guții. O toți guții, măti. Gata. Guții, stai. Dacă mai fugi odată, te spate. Nene, să știi că... Guții. Erare ori, are... Cred că 3, maxim 3 degete de grăsime. Coamă, ce șuncă fac din el. Așa, și ziceai că are grăsime, nu? Cam 3 degete. Ia uita al dracu porc de... Guții. Mamă, i-a acolo, măcați ai gura ta. Mamă, nene. Uita al dracu porcule, stai pe loc, stai pe loc. Guții. Stai pe loc, stai pe loc, că te prind eu. Stai, porcule. Porcule, stai un pic. Hai la tata, vino cu acea aici. Stai pe loc, stai pe loc. Așa, tata, așa. Stai aici, pe loc. Hai să... Aolo, ia uite-l dracu ce fuge, băi. Fuge porcul. Stai pe loc, guții. Stai că te fac eu să stai pe loc. Mă aleargă-l un pic, poate vezi că... Guții. Stai, guții. Mamă. Stai, guții. Scuze, domnule. Stai, guții. Bă, nu. Așa, guții, iau ce cum... Stai, guții. Bă, nu te-n anima. Mamă. Așa. Mamă, e spart. Guții. Le-a terminat. Gata, tate, ești cu minte? Te liniști, da? Bă. Davide? Eu nu-l mai iau înapoi. Dacă vreți gândiți. Ce, bă? Da-și dreac din gură. Hai, bă, sună pe cineva să ne ia, bagă porcul în porpagaj. Băi, te-ai zis dau cheile de la furie să-mi iau și la revedere de la ea. Guți, vină cu tata. Hai. Știi că nu te las eu așa, o să mă torn după tine. Opa, da, bă! Da, 100%. Să știi. Ma. Să ai grijă. Și să-l bagi în primul pop. Guții. Bă. Ei, băi. Da. Ia cheile, nene. Păi bă, nene, cum îl urcăm în cațeși? Că totuși are 160 de chile. Păi stai puțin că mașina rămâne la tine, bă. Păi nu, că nu băgăm mașina ta, las că mergem noi. Ia cheile, tată. Batem palma? Ba, bătu palma. Băi, porcul! Ia uite-l dracu, băi. Bă, ia porcul de aceea. Care tu? Și cum să-l iau? Ia-l tu, cârcă, ia-l tu, Davide, că eu nu pot să-l iau. Mamă, băi, mă nămbunesc, bă. Hai, bă, ia-l. Hai, lasă că-l iau eu. Hai. Hai, guții. Mamă, al dracu, băi, îi mai trag două close, ești de vorbă. Guții. N-am ce să fac, domnule, dacă fă dezlegat, guții. Nu, la butelii, nu la butelii. Băi, vezi că poate să rim în aer, dracu. Băi, sună, dracu, Davide. Mă, tu-te și Davide, se conectează ăla la butelii, zici că e aragaz, ești de vorbă. Domne, se conectează primarele. Sună pe cineva să vină să ne ia cu porcul. Hai, repede. Cu cine? Ține-l, ține-l. Cu porcul ăsta, să ducem porcul acasă. Hai, ține-l. Bine. Hai.
Bă, ține-l de cap. Haide! Că e greu. E greu cu cava și curvos. Ține-l de cap că e greu. Domnul Nal, ne ajungi pe noi, te rog? Bă, că las că vă ajut eu, băi. Mamă. A scăpat porc. E greu, bă, cât are? 160 de kg. Mamă, să vezi ce saramură fac din tine. Mamă, nu mai poate. Că l-am prins de coadă. Lasă-l, bă, ține-l pe loc. Stai, bă, că mai trag eu două grose. Stai, că ăsta... Mamă, să moră. Stai pe loc, aceea. Așa. Stai cu minte cu tata, așa. Stai cu tata. Alo, bă, Sami, m-auzi, frățiorul meu. Ia fii atent aici, am și nevoie de tine să vii să-mi aduci aici la târga aici, să vii să-mi ieși și mie, că am un porc să-l iau, să-l duc acasă. Te bagi? Vino cu o mașină. Da, hai că vin acum. Doi porci! Te pup, te chis, hai. Vino și tu cu, fii atent, bă, stai așa că e porcul mare, vii și tu ceva mare, elegant, frumos, să ne vadă ce omenește că suntem oameni. Vin cu urul, bre. Bre, dar ăsta dă lapte? Bine, dă cu... Ala, cum să dea porcul lapte, domne? Păi nu știu, nu are ungere aceea. Păi stai pe loc, tata, stai pe loc. Păi da, vezi că e purcel. Nu e purcea. Bă, dar ce... Bă, ăsta are nouă vieți ca pisica. E porcul apucătură de este pisica. Este agitat pentru că este rasa de marele alb. Da? Da. Da? Bă, era să mai așa... Da, mamă! Da. Păi, bă, l-a atacat pe ăla, băi. Da, ia țineți de el, mă, ia țineți de el. Stai că ține coadă, stai că ține coadă. Țineți de el că l-a eutanasiez acum. Ia țineți, bă, de porc, hai. Hai că ține coadă, ține coadă. Ține de porc, ține-l de el. Hai că ține strâns, ține strâns. Hai că-l ține chip în cațe și pula ta, ține-l, gata. Ești gata? Stai că eu dau. Stai că eu dau, ține-l, băi. Hai că-l țin, ține-l, țin. Ține, ține de porc. Îl țin, oi. Da, ține, ține de urei repede, mă, cațe și pula ta, ține-l. Dă-i cap, băi. Dă-i. Ține, bă, dă-i el, dă-i. Ține, bă, dă-i. Mamă. Direct. O bere, gata, i-am dat-o. Mamă, cum s-a dat cu curul în sus. Ce-a, mă, ești nebun. Păi, ia tu cu curul în sus. Ia uite-l, zici că e găină de-aia, i-am tăiat cap. Bă, hai, mai, sună dreacu. Bă, ajută-l pe ăla acolo, că a căzut nenea ăla. L-a atacat porc. Bă, e Davide, hai să-l ajutăm, că e porcul meu. Ești bine, Nenicule? Stai să mă o să iau, ai ceva, o cârpă, ceva prin mașină să legăm la picior. Păi e mașina ta, nu știu. Ia stai așa, Nenic, că mă duc acum să văd. Auzi, bă, Fonfi? Băi! Fii atent, vei ăla, băgăm... Da, bre. A, să-l bă, dragul ăsta, îl mușcă porc, n-are nimic. Ați că l-ajut eu acum, aici. Ia niște mireazmă de ouă. Hai, ridică-te, că încep să mă piși. Hai, bre, ajută-mă. Stai așa, să-ți pun cămașa asta aici. Bă, vezi să nu ne mănânce porcul. Da, asta, cămașa asta, pun carouri, era cu era. Ca mea, cred. Ha, băi, dar vine, bă, ăla. Hai, da, sus. Hai, da, da. Haide, băi. Du-te, ia un loc acolo. Te să-l tranșăm acasă, să facem frumos, să facem de cărniță, să facem ceafă. Nene, hey. Am spus să-i, are, nu știu, în jur de 2-3 degețele de grăsime. În rest, e cărnos. Da? Rasa asta lor, în general, e cărnoasă. Este castrat, n-are nicio treabă, are vaccin. Da? Da. I-ai făcut antitetanos? Nu antitetanos. Au te-al cu câine cu principii? A, câine, porc cu principii. A, da. Duce așa un pic pe dober de german ăla. Băi, mi-am adus aminte, făcut, i-am făcut acum vreo 3 lunițe, da. Vaccinul de gripă porcină. Aha. E în regulă, adică carnea a bună. A făcut gripă porcină asta? Vaccinul de gripa porcină, ca să nu se nu ia gripă și alea. Da. Da, ce bopona, o pomana porcului, mă, acasă. Ia uite-l. Mamă, cum mămăligă cu delea. Mamă, bă, ăsta cu ursul sub. Hai, Dibre. Hai, bag urs. Ce, mă? Am crezut că-i dat de la. Hai, mă, ia de porc. Deschide porc, mă, ajung. Hai că-l băgăm un bachet în spate. Stai și tu cu el, nu? Că nu ți-e mil. Hai. Haide, ia-l. Ia-l, tată, ia-l. Hai. Oh, no. Stai. Hai, ia de el, băi! Ia. Mamă, ține că e greu. Bă, vezi că e cade. Ține că e greu să moară familia. Hai. Cade. Hai. Cade să moară familia mea. Pune pe folie, bă, să nu murdărești bacheta, că de-abia și-am spălat-o. Ha, mă, bagă dracu, că rău porcul cu ursusul. Haide. Haide. Bagă la. Haide. Ala, e un caraș. Stai să mă duc pe partea asta să trag de el. Haide, hai, bagă-te, du-te pe partea aia. Hai. Hai, te ajut?
Da, da, da. Gata, vezi că-l băgai. L-ai băgat? Gata. Mama, umărul să mă stă bine? Hai, 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 hai. Am făcut porcul down la tarabă. Stă bine, bă? Hai că stă bine porcul. Stă bine acolo, stă bine. Mamă, și eu stau în spate cu porcul. A fost o plăcere de voi. Îți mulțumesc foarte mult pentru colaborarea asta. Noroc. Vă mulțumesc că l-ați luat. Mai trebuie să mai cresc acum alții. Și eu, credeți-mă. Îmi trebuia o mașină de foarte mult. Auzi, dar n-ai și tu ce auzi greșeală. Plătește. Nu te dreai cu taraba ta, măi, Jeu. Vrei să te jughi și pe tine? Haide, mă. Hai, spune-ne. Nu te mai luau cu ăștia la bătaie pe aici, că mie că-i băs cu ăștia. Hai, te pup, vă pup. O zi bună. Hai, pa. Pa, pa. Curia lui tata. Pupă tata pe ea. Ia-zi, mă, vei. Mama, acum mă oprim și eu la țară cu ea. Acasă, mă dau mare la prieteni. La moșnecia, că e nou așa ceva. Nu mare cu furie. Mamă, domne, ai pus ceva ciolofan pe el? Domne, i-a căzut. Dai, bă, dai, fugi. Tu-ți fără uși. Fugi, că i-a căzut ăla furia pe el. E tot ce bă, du-l acasă, dar mamă, trebuie să-l ascundem repede. Bagi în spate, că dacă ne vede femeile. Mamă, să vezi ce facem niște piftie din seară, facem mare paranghelie, știa, bă. Băi, dar trebuie să avem grijă, bă, nene, că e gâneu rău al dracu. Fii atent, dar bine? Da. Îl băgăm în spate acolo și îl punem pe masă, da? Pe masă. Îl tranșăm după aia, uite al dracu, păr, cum stă. Bă, dacă faci șoric, vreau și eu, că e post așa de ochi, dar mâncai șoric. Facem, facem, facem. Facem de tot. Ești niște pomane a porcului, mă. Merge, merge. Mă, mă ligă și cu... Nu știu, dar două ore cât am stat acolo, deja nu mai pot, extenuat. Agem acasă, punem cu folie cu tot. Trebuie să-l surechim, băi, trebuie să-l tranșăm frumos, facem și noi ceafă, antricot. Mâine când mă trezesc. Ba nu, mă, pulpă, frumos, șoric. Da, mă, lasă mâine când mă trezesc. Bine, mă, hai. Păi, da, să nu uitați să cotlet. Facem cotlete, da, facem. Facem ce vreți voi. Da, doar să mă lăsați să mă odihnesc, că nu mai pot. Furia pe un porc, băi. Băi! Bă, nu pe aici, bagă în spate. Bagă în spate, picol. Bagă în spate, că dacă ne află fetele din prima... Ne atrag. Și pute ăsta, bă, Davide, nu-l luăm mai bine sus să facem un duș, să-i facem un duș lui? Ce, mă? Să-l băgăm, avem... să-l spălăm puțin. Ei, da? Nu, no, știi, fii atent. Eu mă duc să mă culc. Da. Tu iei porcul, îl bagi în pipcină. Bă, fii atent că a tras ăsta de ușă și a căzut porcul. Îl bagi în pipcină. Da? Îl speli și o dorm, da? Facem? Guți, 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 guți. Da, bă, ța! Ulu! Îl bagi în pipcină, da? Hai! Hai, ajută-mă, ține de el, băi! Hai, hai, hai! Ușor, hai! Hai! Hai, tată, hai! Hai, hai, guți, hai! Îl băgăm în piscină? Ulu! În pipcină lași, hai, în pipcină lași! Hai! Dar îl bagi și tu mai la, aici, mai la... Ține de el, mamă, că mă dă jos ăsta, băi! Davide, ține de el! Ține de el! Hai, ca la coșciug. Cum ține coșciugul? Hai, tu în față, eu în spate. Cinta de el. Haide, haide, haide. Lași aici la apă, Andrei, asta aici, prin mascara aici. Să nu aceea? Aceea, aceea, să nu facă dracu gălgâși după. Să facă braș la stomac după aia. Da, da. Opa. Băi, Davide. Ha? Fii atent aceea. Îl duc, îl spăl eu. Adu și mie o pere de aia de sârbă, o pere de paie. Adu un lighean și niște dero să-l spăl, să-i fac șoriciu bun. Sami, în bucătărie, du-te și ai toate alea. Așa, Davide, știi cum îl fac? Îl fac, talent. Haide, bă, vine ăla! Pune alea aici, băi. Ia uite, bă, aici, pune în dero, ai tot ce trebuie. Așa. Ia uite, bă, am venit de la muncă. Nu m-am mai schimbat. Gata, Davide, hai, las că mă... Descurc te eu. Descurci? Da, bă, sigur te descurci. Aici, cu coliciu frumos, da, da? Mă duc să mă culc. Da, fă fi sus, fă fi jos, fă fi face șoricul pufos, fă fi sus, fă fi jos, fă fi face șoricul frumos. Așa, domnule porc. Mamă, cred că s-o umple de sânge toată asta aici. Să vezi ce te tranșezi frumos. Facem pulpiță, facem... frumos de piftiuță, facem ciorbă de os. Da. Voi vă pupă, fratele, ăsta a fost roleplay-ul meu.
Sper că v-ați distrat, scrieți-mi în comentarii dacă v-ați distrat, dacă mă interesează foarte mult, așa? Și dacă vreți să mai facem episoade, trebuie să ne susțineți cu like, subscribe și mi-am făcut și pagină de Instagram. Apare acum și o vedeți și voi tot acum pe ecran, urmăriți-l pe Fofico acolo și fofăiții mei. Să rupem norma, dărâmăm YouTube-ul. Follow, like, subscribe și ne vedem la următorul clip.